Bine v-am regăsit și în această săptămână am pregătit o întrebare care să pună mintea la lucru. Dar întâi voi da răspunsul la întrebarea de data trecută. Să ne amintim. Avem două vase de același volum, dar având formele pe care le vedeți în desen. Vasul din stânga, vasul A, este mai larg sus decât jos, în timp ce vasul B este mai larg jos decât sus. Cele două vase conțin apă la temperatura camerei și comunică între ele printr-un tub de sticlă subțire și lung. În conformitate cu legea vaselor comunicante, nivelul apei este același în cele două vase, lucru care se poate observa și pe desen. Întrebările. Prima întrebare. Ce se întâmplă dacă încălzim apa din vasul A? Numai din vasul A. A doua întrebare. Ce se întâmplă dacă încălzim apa din vasul B? Și a treia întrebare. Ce se întâmplă dacă se încălzește toată apa din sistem? Atât din cele două vase, cât și din tubul de legătură. Trebuie să precizez că legea vaselor comunicante se aplică doar în cazul în care avem același lichid peste tot, sau mai general, în cazul în care lichidul din vasele comunicante are aceeași densitate în toate punctele lui. Dacă avem lichide cu densități diferite în cele două vase care comunică, suprafața liberă a lichidelor din cele două vase nu se va mai găsi la același nivel. De pildă, dacă într-un vas avem mercur, așa cum vedeți în desen, și în celălalt apă, suprafața liberă a apei va fi mult mai sus decât suprafața liberă a mercurului, pentru că densitatea apei fiind mult mai mică decât densitatea mercurului, înălțimea coloanei de apă trebuie să fie mult mai mare decât înălțimea coloanei de mercur pentru a produce aceeași presiune la baza ei. Pentru că asta e important, ca să avem echilibru, ca la baza vaselor comunicante să avem aceeași presiune. Când încălzim un lichid, volumul lui crește. Avem fenomenul numit dilatare. Dar dacă volumul crește, scade densitatea. Pentru că densitatea, așa cum vedeți în formulă, este raportul dintre masă și volum. Asta înseamnă că dacă avem vase cilindrice deocamdată, care conțin apă, și încălzim apa din vasul din dreapta, în dreapta apa va avea suprafața liberă mai sus decât în stânga. Pentru că situația este similară cu cazul în care am avea două lichide de densități diferite. Lichidul cu densitate mai mică găsindu-se în vasul din dreapta. Dar presiunea la adâncimea H într-un lichid este dată de această formulă în care ρ este densitatea lichidului, g mic este accelerația gravitațională, iar H este adâncimea la care ne găsim în lichid. Densitatea a scăzut, dar a crescut adâncimea apei. Și în cazul unui vas cilindric, nivelul apei crește exact cu cât trebuie ca să compenseze scăderea densității, în așa fel încât presiunea rămâne aceeași la baza coloanei de lichid. De unde știm asta? Presiunea este, prin definiție, raportul dintre forța care acționează asupra unei suprafețe și aria suprafeței respective. Și în cazul unui vas cilindric, atenție, numai în acest caz, forța cu care lichidul apasă pe fundul vasului este egală cu greutatea lichidului. Și atunci, chiar dacă lichidul se dilată, greutatea lui nu se schimbă și nu se schimbă nici aria fundului vasului, ceea ce înseamnă că presiunea la baza coloanei de lichid rămâne aceeași, nu se schimbă prin dilatarea apei într-un vas cilindric. Dacă presiunea nu se schimbă, înseamnă că nu trece lichid dintr-un vas într-altul. Așa că, dacă vasele sunt cilindrice și încălzim apa fie dintr-unul, fie din celălalt, nu trece apă dintr-un vas într-altul. Și acum să vedem ce se întâmplă dacă încălzim apa în cazul vaselor în formă de trunchi de con. Pentru început să ne imaginăm că încălzim apa din vasul A. Acest vas este mai larg sus decât jos.
Vă rog să priviți acest desen în care vasul A este comparat cu un vas cilindric în care suprafața liberă a apei este aceeași cu suprafața liberă a apei din vasul A. Să presupunem că cele două vase, cel în formă de trunchi de con și cel cilindric, nu comunică cu alte vase. Vă rog să observați două lucruri. Primul, în vasul A este mai puțină apă decât ar fi în vasul cilindric. Și al doilea, vasul A se lărgește deasupra suprafeței libere a apei. Aceste două lucruri ne arată că prin dilatarea apei din vasul A, ea se va ridica mai puțin decât s-ar putea ridica într-un vas cilindric. Iar asta înseamnă că presiunea la baza vasului A va scădea. Vă amintiți că în vasul cilindric presiunea rămânea aceeași, deoarece scăderea densității era compensată de ridicarea nivelului apei. Dar în vasul A, nivelul apei nu crește suficient pentru a compensa scăderea densității. Deci presiunea scade la baza vasului A prin încălzirea apei din el, iar asta înseamnă că va trebui să vină apă din vasul B pentru păstrarea echilibrului presiunilor. Acum să presupunem că încălzim apa din vasul B. În acest desen puteți compara un vas de forma vasului B cu un vas cilindric în care suprafața liberă a apei este aceeași cu cea din vasul B. Și presupunem din nou că cele două vase nu comunică cu alte vase. Puteți observa din nou următoarele două lucruri. În vasul B este mai multă apă acum decât în vasul cilindric și a doua observație, vasul B se îngustează deasupra suprafeței libere a apei. Aceste două lucruri ne arată că prin dilatarea apei din vasul B, ea se va ridica mai mult decât s-ar ridica într-un vas cilindric. Iar asta înseamnă că presiunea la baza vasului B va crește prin dilatarea apei. Dar dacă presiunea crește la baza vasului B prin încălzirea apei din el, înseamnă că va trece apă tot din vasul B în vasul A pentru păstrarea echilibrului presiunilor. Bineînțeles că dacă încălzim apa din ambele vase, se întâmplă același lucru, trece apă din vasul B în vasul A și explicația este aceeași cu cea pe care tocmai ați auzit-o. Răspunsul corect este deci acela că indiferent în care dintre cele două vase încălzim apa, va trece apă din vasul B în vasul A, din vasul care se îngustează în sus, în vasul care se lărgește în sus. A dat două răspunsuri corecte din trei Cristian Rusu, iar Dumitru Antonie a reușit să răspundă corect la toate cele trei întrebări. Le mulțumesc și îi felicit și acum să trecem la întrebarea de azi. Azi e o întrebare doar de logică, fără fizică, fără matematică, fără cunoștințe din alte domenii, doar logică. La un concurs de dans pentru amatori organizat în București au participat și patru perechi de dansatori care veneau din alte orașe. Cele patru perechi au călătorit separat, fiecare cu un automobil, așa că nu s-au întâlnit până seara în holul hotelului în care erau cazați. O parte dintre cei 8 mai participaseră la astfel de concursuri, alții nu. Așa că unii dintre ei se mai întâlniseră, dar alții nu. Cei care nu se mai întâlniseră până atunci au dat mâna și s-au prezentat reciproc pentru a face cunoștință. Una dintre perechi era alcătuită din Ana și Bogdan. Din simplă curiozitate, Ana a avut ideea să-i întrebe pe toți ceilalți, inclusiv pe Bogdan, perechea ei, cu câte persoane a dat fiecare mâna. Și a avut surpriza să primească 7 răspunsuri diferite. Puteți, folosind doar această informație, să spuneți cu câte persoane a dat mâna Bogdan? Vă mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!